După o relație de 6 ani, Robert s-a gândit să o ceară în căsătorie pe alea sa inimii. Pentru ca surpriza să aibă efectul scontat, momentul a fost organizat imediat după depunerea jurământului militar în fața a sute de angajați ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, a rudelor și prietenilor. Complice la inedita cerere în căsătorie a fost chiar comandantul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea, Dan Pascaru. Ai emoții? Da. Cu cine ai venit azi la jurământ? Iubita? Familia? Părinții iubitei? Foarte frumos, foarte frumos. Cine este iubita ta? Alina o cheamă. Aria, vrei să vii, te rog frumos, să ne ajuți un pic să depășească emoțiile? Vrei să te oprești un pic? O secundă, uită-te la mine. Că la el ai țin stărți. Vrei să te întorci un pic spre public? Alina, vrei să fii soția mea? Da! Felicitări, să fie într-un ceas bun, casă de piatră, să vă bucurați de tot ceea ce vă poate oferi viața. Acesta a fost mesajul pe care l-au transmis colegii. Moment frumos, unic, cu dublă semnificație pentru noul nostru coleg, care cu siguranță nu va uita această zi, nici noi, nici la fel. Încă o dată, felicitări! Robert și Alina au 23 de ani și se cunosc din liceu. Ambii au absolvit liceul Petrache Poenaru din Bălcești, iar de 6 ani sunt nedespărțiți. Cel mai special moment de până acum, atât pentru mine cât și pentru ea, pentru că m-a susținut de la început și până în prezent și sunt conștient că o să mă mai susțină în continuare și am considerat că este momentul potrivit. Cum te simți? Te-ai așteptat la așa ceva? Foarte emoționată, nu. Chiar nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat, dar a fost un moment special. De cât timp sunteți împreună? De 6 ani. Deci era momentul. Da.